Organizația Aur Timișoara a depus o jerbă de flori și a curățat mormântul doctorului Aurel Cosma, primul prefect român al județului Timiș-Torontal. Această treabă trebuia să o facă cei de la Primăria Municipiului Timișoara, doctor Aurel Cosma fiind și cetățean de onoare al Municipiului Timișoara, iar în conformitate cu regulamentul de funcționare al cimitirilor din Municipiul Timișoara, primăria trebuie să îngrijească mormintele cetățenilor de onoare. Cu această ocazie, membrii AUR au sesizat clădiri somptoase construite în cimitirul din Calea Șagului. Mergând și pregătind acest eveniment, am constatat o chestiune extraordinară, nu pentru că nu aș fi știut, dar am luat la amănunțime ceea ce se întâmplă în cimitirul din Calea Buziașului, unde am constatat, spre surprinderea mea, că se încalcă clar legile României în acest cimitir, prin construcțiile care le-am identificat acolo. Chiar am identificat un mic cartier în cadrul acestui cimitir de cavouri, a unor clanuri, așa cum îi place domnului primar să spună, o serie de astfel de cavouri care, din punct de vedere a legislației, a trebuit să se supună legii 50, legii construcției, dar se pare că aceste construcții nu respectă legislația aflată în vigoare. Și ne mirăm, nu este vinovat 100% actualul primar, ci întreaga administrație care s-au perindat pe clădirea din Bulevardul C. de Loga numărul 1 și au permis să se întâmple așa ceva. M-a deranjat ca și cetățean să văd mormântul lui dr. Aurel Cosma neîngrijit, năpădit de buruieni și dincolo o somptozitate ieșită din comun, un monument care se întindea pe 8 parcele teoretice, în timp ce alții nu mai au locuri să își ducă somnul de veci, așa cum sunt foarte multe cazuri în care familiile sunt disperate și recurg la tot felul de artificii pentru ca să-și îngroape apropiații. Ilie Sârbu mai spune că va încerca să remedieze în Consiliul Local tot ceea ce nu se respectă din legea 50 și legea 554.